Știți că ați fost atent la ce s-a întâmplat în România ultimelor zile, că ați privit cu atenție schimbările acestea, declarații, dezbaterile. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? În primul rând, vreau să spun încă o dată bună seara pentru dumneavoastră și invitațiile dumneavoastră. Vreau să spun că personal sunt foarte bucuros că domnul Dic a început să vorbească. Este clar că domnul Dic este un om al sistemului, pentru că un om din afara sistemului nu ar fi putut avea atâtea informații și acest lucru mă bucură foarte mult. Eu vreau să vă spun că nu se va face liniște în țară dacă lucrurile se vor opri la acest nivel. Eu cred că aceste binoane trebuie distruse și în teritoriu, pentru că sistemul a creat și în teritoriul astfel de binoane. În fiecare oraș care are curte de apel s-au făcut astfel de binoane. Cât poți practic accelează și la curte de apel, odată cu modificarea legii atunci când gradul de jurisdicție este doar judecătorie și curte de apel, s-a activat și s-a făcut aceste binoane și la nivelul orașelor care au curte de apel. Eu vreau să vă spun că chiar dacă am suferit foarte mult, mă bucur și cred că România nu poate să meargă înainte decât dacă va fi un moment T0. Credeți că atâta poate din momentul T0, doar fără coldea, doar cu coldea tras pe tușă? Cei vinovați trebuie să plătească și așa cum a zis doamna Bica, după actualul cod penal și după actualele acuzate care îi aduc domnului Coldea, nu scapă fără închisoare de minimul 20 de ani. Eu vreau să vă spun că am avut în detenție un coleg de celulă, un director de la o întreprindere de stat, care a primit 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru faptul că o firmă i-a plătit 3 zile cazare la Brașov. Asta a fost, i-am citit tot rechizitorul. Asta a fost acuzația. Deci luare de vită în cele 3 nopți de cazare la Paia la Brașov. Deci la acuzele care se aduc, la deplasările străstate, la toate celelalte acuze, cu siguranță pedeapsa este împovărătoare. Pentru că acum, după nouă cod penal, se însumează pedeapsa. Îl avem alături de noi. Îl avem alături de noi și un președinte de comisie juridică din Parlament, un foarte experimentat pe domeniul acesta. Domnule Șerbanicu, nu puteți explica